Dragi prieteni, în seara asta avem invitat pe Marco Bogdan și o să începem să vorbim despre Iran. Bine v-am găsit! Povestește-ne cum a fost călătoria. Ai plecat cu motocicleta din București, nu? Am plecat cu motocicleta din București și m-am întors a doua zi în București. Am avut probleme tehnice. Eu mi-am reconstruit roțile la motocicletă cu piese de calitate, am zis. Din păcate, nu mi-a fost specificat că niplurile care le-am primit sunt din alamă. Și din alamă este un material foarte ok pentru nipluri, dar pentru motociclete mai ușoare, nu pentru motociclete supraîncărcate. Și, în consecință, mi-au cedat niplurile. Și atunci trebuie să mă întorc acasă. Am avut și ghinion, pentru că pe drumul spre casă, Bulgaria au pus denivelări pentru limitarea vitezei. Și a început să plouă. Nu mai vedeam foarte bine, aveam și apă pe vizieră, pentru că știam că am probleme cu spițele, că eram încet, dar și frânam încet. Și am văzut o limitare din asta foarte târziu. În consecință, cu spatele vreau să nu pun frână tare, ca să nu pun presiune pe spițe, nu vreau să iau copul foarte... Și atunci am frânat cu față. Și ghinionul meu a fost că, probabil că a mai fost cineva cu mașina care nu a văzut dâmbul respectiv și am dat și într-o pată de ulei și am căzut pe jos. Am mai rupt prinderile la cutii și la tot. Dar până la urmă am reușit să ajung acasă și după o săptămână jumate, două săptămâni, mi-au venit spițe noi. Am comandat din trei locuri ca să-mi vină cât se poate de repede. Nu mai conta nimic altceva, doar să vină ca să nu pierd viza de Iran. Mi-au venit în timp util, mi-am făcut spițele, am respițat roata din nou și am plecat din nou la drum. Cum e cu viza de Iran? Mai e faza asta că dacă mergi în Iran, mai poți să mergi în America? Nu, nu cred că este problema asta. De fapt, cu documentele în Iran este problema de o altă natură. Și anume, există, dacă mergi cu vehiculul propriu, îți trebuie carnet de trecere prin bani. Care, din păcate, în România se poate obține doar de la automobilul Clubul Român. De ce zic din păcate? Nu o să dau acum cifre exacte, dar este suficient să zic că el costă aproximativ de 3-4 ori mai mult decât ar costa în Germania. Și deși în România noi avem salarii de România, plătim toate documentele astea de 4-5 ori mai mult. Ce înseamnă asta? Adică cât a costat exact ca să facem așa? Eu am găsit o portiță, care nu este cea mai bună portiță. Dar este o portiță care ar putea funcționa pentru anumiți oameni. Există doi cetățeni în Iran pe care pe amândoi îi cheamă Hosein. Unul este mai tânăr, altul este mai senior. Și îi oferă servicii, îți fac practic carnet de trecere prin vamă local. Care, teoretic, prima oară când discuți cu ei, îți dau un preț la jumătate față de România. Tot mai scump decât dacă ți-ai luat din Germania, dar mai ieftin și plus că nu mai trebuie să pui garanție. Pentru că carnetul de trecere prin vamă funcționează în felul următor. Tu pui o garanție care ți este blocată în vamă, care ți estimează în funcție de valoarea vehiculului și plus taxa de emitere. Banii respectivi care sunt garanția, îi recuperezi când te întorci în țară dacă ai și ieșirea în carnet pentru vehicul. Dacă tu ți-l abandonezi acolo, ai pierdut toți banii. Și asta cât înseamnă? Cât ai să fie exact? Minim 3.000 de euro. La o mașină poate să ajungă 10, 15, 20, 30 de mii de euro. Nu e o limită neapărat. Dar minim 3.000 de euro. Wow, e ceva. Da. Bani pe care, poți, dacă ți este furată motocicleta sau mașina în Iran, pierzi garanția. Deci, practic, tu când ai intrat de acolo cu vehiculul, trebuie să și ieși. Oricât ai face la poliție că a fost furat, ai pierdut banii. Ăsta este un risc. Pe chestia asta, într-un fel, serviciile oferite de Hosein sunt ok, pentru că nu mai pui garanție. Deci nu mai ai riscul că pierzi banii. Și cum le-ai găsit pe Hosein? Pe net? Sau? Da, sunt pe net. Dacă găsești temporarii CDP pe Google, o să ajungi ori la un Hosein, ori la celălalt. Nu știu care este cel mai bun. Eu m-am întâlnit și am mers cu Hosein juniorul, dar m-am întâlnit și cu Hosein seniorul în vamă și părea și el un om ok, adică rezolva serviciile pentru alți clienți. Și Hoseinul, juniorul cu care am fost eu, mi-a rezolvat problema, deci și pentru mine a fost în regulă, m-am simțit mulțumit. Oricum, mi se pare destul de aiurea, tu ca cetățean român, în loc ca automobilul Clubul Român să te ajute, să avem și noi oameni care să meargă în lume, nu, ei spun piedici și problema este în felul următor. Tu dacă vrei să te duci la cluburile din Germania, din Austria, din Anglia, de oriunde, nu poți. Pentru că ei zic, nu, mergeți ca cei din România, că nu putem să ne băgăm peste ei.
În Ungaria, pe exemplu, nu există un club și poate să se ducă la oricine, unde e mai ieftin. Deci noi, prin faptul că avem un club aici, ne încurcă și ne pun bețe în roate. Și de la prețul în România? Deci, în afară de garanție, discutăm de 1000 de euro. Ok, și la Hussein? La Hussein, eu am ajuns, că aici a început să spun, 500. Îți vine cu un preț, 500. Negociezi, dar 400. Da, negocierea e inițială, pentru că, pe urmă, după un timp, mai ales după cei de avans, zice, nu, că știi că s-a mai schimbat, ce mai trebuie să dai. Am ajuns la 700 cu el. Tu te-ai spus mai ieftin decât... Tu nu ai spus mai ieftin. Problema este în felul următor. Eu vreau să fac o tură puțin mai lungă. Prin Hussein n-am putut să ies în Irak. Eu aș fi vrut să ies în Irak. El mă obligă să ies ori înapoi în Turcia, ori în Armenia. Sau dacă vrei să mergi către Pakistan, dacă către Pakistan îți trebuie la fel carnet de trecere prin mamă și eu nu-l aveam. Din cauza asta eu am încercat să găsesc o înțelegere, pentru că dacă mă întorceam înapoi în Turcia, dacă vreau să intru în Irak, îți trebuie viză. De la ambasada din România, a Irakului, ți se spune, nu-ți trebuie viză, este viza on arrival, la graniță. E, problema este că granița cu Turcia nu este controlată direct de autoritățile irachiene. Și acolo există o zonă autonomă a Kurdistanului. Și atunci primești de acolo o viză, poți să intri în țară, dar numai în Kurdistanul de Nord, unde am și fost, în 2017, dacă nu mă înșel. Dar nu poți să mergi decât în Erbil, Suleimania și cam atâta. Mosul nu poți, în Bagdad nici atâta. Și am încercat să vorbesc la ambasade. Până la urmă, ambasada din Ankara s-a arătat dornică să mă ajute. Problema, din cauza spițelor, a trebuit să mă întorc și tot ce mă înțelesesem cu ei a picat. Mai ales pentru că, pe urmă, am înțeles că a fost o problemă. Turcia a bombardat zona Kurdistanului, Irakul și-a retras misiunea diplomatică de acolo și n-am mai avut la cine să mă apelez. În consecință, tura mea a luat o altă direcție, ca să zic așa. N-am mai putut să mai intru în Irak, vreau să mă duc în țările din Golf, n-am mai putut să mai merg acolo și atunci tura s-a limitat la Iran și am mers pe urmă Armenia și Georgia. Din fericire, măcar am putut să merg în Iran, care era țara principală și am putut să o văd, pentru că și aici era problema că mi-expira viza. Dacă nu veneam spițele în timp util, pierdeam viza de Iran. Viza câte? 30 de zile? 30 de zile am obținut eu, care puteai să mergi în interval, nu știu, cred că 3 luni de la data emiterii, dar eu o avusesem emisă de prin mai. Ok. Și cum s-a părut? Cum ai văzut Iran? Acum ce să zic, sunt tot felul de oameni care mi-au zis că Iran este o țară foarte prietenoasă. Acum am zis că și tu ai fost în Sudan și știi ce înseamnă Sudanul. După ce mergi în țara respectivă, standardele ți se ridică foarte sus. Este greu să le atingi. Dacă aș fi venit poate dintr-o altă, dacă veneam din Armenia, mi se părea Iranul super țară. Așa mi s-a părut o țară normală spre prietenoasă. Dar nu cu excese cum avem în Sudan. Adică dacă în Sudan, peste tot, toți oamenii vreau să-ți dea ceva, să fie... Adică în Sudan, părerea mea este... Oamenii aia deja sunt familie. Nu poți să zici prieteni, nu poți să zici familie. Asta da, sunt. Te duci și îți regăsești familia. În Iran oamenii sunt prietenoși, dar nu la modul excesiv. Te ajută dacă e nevoie. Acum mai există în Iran să fii și suprataxat în anumite situații. Pe exemplu, am o problemă tehnice cu motocicleta, am ars ambreiajul și pentru că m-au prins la cotitură, m-au taxat. 600 de euro în ambreiaj, care în România m-ar fi costat piesele, hai să zic 100 de euro și încă 100 de euro manoperă, deci 200 de euro maxim. Acolo 600 de euro. Până la urmă am zis mersi că am găsit. Un alt tip de muzungu. Da, un alt tip de muzungu, adică și în orașele mai mari unde erau turiști, mai vin oameni care încearcă să-ți vândă una alta, adică e o combinație. Însă tu cele mai mici, oamenii sunt mai prietenoși. Cum a fost rasul în Iran? Cât timp ai stat acolo exact? Am stat aproape o lună în cap. Deci ai folosit? Am folosit tot ce s-a putut. Dacă tot n-am putut să merg mai departe în Irak, am încercat să maximizez tot ce se poate. Și am făcut efectiv un cerc prin tot Iran. Am mers întâi până în sud, până în Shiraz. Din Shiraz, pe urmă, am traversat până aproape granița cu Afganistanul. Am mers și în deșert și, pe urmă, m-am întors prin Teheran, am ajuns și la Marea Caspică și, pe urmă, am ieșit în Armenia. Mm-hmm. Și unde ți-a părut cel mai mișto sau ce te-a fascinat? Te-ai dus acolo cu un bagaj informațional destul de mare, nu? Adică știi bine Iranul cumva. Nu neapărat.
Adică... Nu neapărat. Sincer vorbind, am început să... Nu-mi place să stabilez de la bun început un plan clar. Știam câteva obiective, cam pe unde vreau să ajung, dar mi s-au schimbat planurile foarte mult. Dacă eu inițial mă gândeam cu o tură care se va duce în Irak și voi ajunge în altă parte, cu totul altfel aveam configurat traseul. Inclusiv, trebuia să mă întâlnesc cu cineva în Iran, nu s-a mai putut din probleme independente. Și atunci, când m-am văzut în Iran, am început să improvizez. Am considerat că e frumos, mă duc în Shustar să văd un baraj, m-am dus în Isfahan, unde toți turiștii se duc în Isfahan, am luat-o în Shiraz, formă, am fost să văd și un deșert. Cred că cea mai frumoasă zonă din Iran a fost deșertul Calut, pentru că acolo e pustiu, e, cred că e singurul loc în Iran unde nu a venit nimeni să mă deranjeze. Pentru că câteodată, oricât de mult ai merge ca să cunoști oamenii, ai nevoie și de puțin timp pentru tine. Și am pățit, adică mergeam în multe locuri, nu era nimic, era pustiu și venea nu știu cine cu trocariciul pe acolo. Nu știu de unde venea și unde se ducea și eu mă gândeam, cine naiba vine pe aici? Uite, el vine. Ai stat cu cortul, nu? Da, în cortul am stat în deșert. Am mai încercat, pe urmă, să stau cu cortul. Problema este că în deșert l-am avut cortul. Ca să zic așa, în deșert, în timpul zilei bate vântul puternic. Ca pe mare. E, cum apune soarele, cum începe și este calm total. Și la fel și dimineața, cum răsare soarele, începe și bate vântul puternic. Știind lucrul ăsta, am încercat să-mi pun cortul în timp util și să ridic înainte să răsare soarele. Păi, că a fost că am fost puțin mai leneși și m-a prins exact răsăritul. Și tocmai când îl strângeam, am bătut o pală de vânt și am avut un băs de la aer. Și în consecință, pe urmă, a fost puțin compromisă tura cu dormitul la cort. Am mai încercat odată, dar când am încercat, am prăjit ambreajul de la motocicletă la 3200 de metri altitudine. Wow! Wow! Da, în fine, a fost o experiență, ce să zic, colorată. Pentru că eu am părăsit drumul forestier și am încercat să urc pe pote. Era foarte abruptă, până la urmă am știut la un moment dat că o să prăjesc ambreajul, dar nu mai aveam cum, pentru că eram, stăteam în șpagat, trebuia cumva să ies de acolo. Și am coborât pe urmă înapoi la drumul forestier, care oricum era și el la altitudine foarte mare. La fel mă gândeam, cine naiba vine pe aici când se întunecă, deci tocmai se întuneca. E, a venit un om cu mașină. Se uită la mine, îi explic prin semne că nu vorbea engleză, nu nimic, îi explic ce e problema și îmi zice, păi hai să te leg cu Kinga, te ridic până în vârf de munte și de acolo îți dau drumul la vale. Și așa am făcut, dar problema este că drumul ăla, fine, era la mijlocul pustietății. Deci eu, pe urmă, de acolo să ies la un oraș a trebuit să merg vreo 200 de kilometri. Wow. M-a dus vreo 15-20 de kilometri la deal, pe un drum din ăsta, plin de nisip, plin de pietriș, drum de pământ. În spatele mașinii, mașina făcea o groază de praf și noaptea, eu nu mai vedeam nimic în față. Și cu bagaje, că n-am avut inspirația să-mi urc măcar bagajele în mașină, să fie mai ușoară motocicletă. Mă mir cum de n-am căzut. M-a ridicat până în vârf de munte, de acolo mi-a dat drumul la vale, pe urmă a mai fost încă vreo 10 km în care m-a luat la ștangă și am ajuns la un hotel și de la hotelul ăla am dormit acolo și a doua zi m-a dus cu un papuc până în Kazvin. Și în Kazvin am reparat ambreajul, după cum am zis, contra 600 de euro. O cameră la hotel, ce preț avea? Depinde, cred că cel mai ieftin unde am stat vreo 8 euro, 7-8 euro. Și cel mai scump, poți să mergi la chestii luxoase. Cea mai scumpă cameră în care am stat eu, efectiv, cred că a fost 31 de euro. 31 de euro? Da. De ce? Da. Nu aș fi mers neapărat acolo, adică mi s-a părut scump față de altele, dar... Și cu motocicleta, ce făceai, unde o lăsai sau cum aveai? De obicei găseai la hotel undeva unde s-o pui. Și o stă țară sigur, adică nu... Nu este să se fure acolo și nu este în conștiința națională să se fure. De fapt, cam toate țările arabe, cu mici excepții, le este o rușine să se fure. Dacă în Europa, noi uităm, deschidem televizorul, o să vedem filmul cu tare în care nu știu care fură și nu-i prins și, într-un fel, putem să zicem că societatea vestică e o mândrie să fii hoț și să nu fii prins. Se romanțează lucrul ăsta. E, nu, în țările arabe este o rușine și o rușine pentru tine, pentru familia ta, doar ca să acuzi pe cineva că a furat. Am zis că sunt și excepții. Mauritania, să zicem, ar fi o excepție de țară islamică unde se fură, dar sunt puține. De obicei, arabii mai degrabă încearcă să te păcălească. Să... Dar odată ce ai bătut palma cu ei, așa va rămâne. Acum, totuși, Iranul nu este o țară arabă. Ei se consideră persani.
Dar cultura este apropiată de cea arabă. Mai degrabă o cultură islamică, putem să zicem. Da, clar. Bagajul, cum ți l-ai organizat? Ce ai avut după tine? Bagajul l-am organizat foarte prost. Da, deci când mergeam la hotel, trebuia să fac 2-3 drumuri ca să-mi iau bagajul doar de care aveam nevoie peste noapte. Trebuia totul să-mi organizez poate într-o singură geantă. A fost obositor din punctul ăsta de vedere. Și în rest, ce să zicem, mai mult am avut la mine aparate foto, laptopul și cam astea, foarte puține haine, mâncare nu prea luam după mine. Apă? Apă nici acolo foarte mult, pentru că dacă o luam după mine, clocea. Și atunci preferam să mă duc să-mi tot cumpăr când este, plus că te oprești la un magazin, mai și un motiv să mai faci o mică pauză. Care a fost diferența între tripul din Africa, unde ai făcut 11.000 de kilometri cu bicicleta, și tripul cu motocicleta? Care e diferența în toată călătoria asta? Diferența sunt 2 cilindri și 2 pistoane. E mult mai ușor, nu? Motocicleta? Nu. Sunt chestii total diferite și motocicleta nu exclude neapărat bicicleta și nici viceversa. Cu bicicleta te vei apropia mai mult de oameni. Pe timpul zilei te vei simți mai relaxat, deși dai la pedale, te simți mai relaxat. Practic, corpul se mișcă, nu anchilozezi în aceeași poziție. Chiar dacă este mai obositor când ai un deal sau ceva. Cu motocicleta exact invers. Tot încerc să schimb poziția, dar tot înțepenești pe ea. În schimb, poți să acoperi distanțe mai mari. Nu vei cunoaște tot atât de mulți oameni, pentru că te limitează oarecum. Chiar și când te oprești, tot ai casca și echipamentul pe tine și nu poți să mergi așa de ușor. În schimb, cu motocicleta poți să vezi mai multă natură. Dacă cu bicicleta vedeam o munte lângă, mă gândeam, aolo, sunt cam obosit. Se întunecă, nu mai am timp. N-am suficient apă. Cu motocicleta vezi în munte, te urca pe el. Da, aici ăsta e avantaj. E mai de leneș? Nu, nu e mai de leneș. Nu, pentru că și cu motocicleta muncești. Adică, la sfârșitul zilei, nu pot să zic că eram mult mai odihnit cu motocicleta față de bicicletă. Și acolo, ca să o... și numai cât car și tragi de ea, mai ales dacă te bagi în off-road, te obosește destul de mult. Deci nu e nici ea pentru leneșul, se duce poate cu mașina. Dar nu cu bicicleta, nici cu motocicleta. Bine, dacă stăm să ne gândim și să comparăm, cred că varianta mai ieftină e cu motocicleta, nu? Că cu bicicleta consumi mai multe resurse, mai multe... nu? Bine, cea mai ieftină variantă este să mergi cu rucsacul în spate, cu autobuzele sau cu autostop. Asta este cea mai ieftină. În schimb, cu motocicleta, depinde. Dacă mergi în țări cu benzină foarte scumpă, o să fie mai scump decât cu bicicleta. Cu bicicleta, în schimb, dacă poți să rezisti să stai foarte mult la cort, să nu te duci la restaurante foarte scumpe, adică să mănânci de la supermarket și alte, apoi că cu bicicleta este cel mai ieftin, în afară de a merge cu autostopul. Dacă vrei să mergi la modul normal, să mai dormi și la un hotel, să mai și confort puțin propriu, atunci e posibil bicicleta să se egaleze cu motocicleta prin simplu fapt că în 500 de kilometri parcurși, cu bicicleta o să stai de mai multe ori la un hotel decât stai cu motocicleta. Dar la motocicletă compensezi cu costul benzinei. Da, corect. Mai nu vine să întrebări. Câți kilometri faci cu motocicleta pe zi? Cel mai mult am făcut 1200 de kilometri într-o zi. Wow! Asta pentru că am fost fortuit, practic, pentru că mie mi-a expirat viza de Iran. După ce am avut spițele făcute, în 3 zile a trebuit să fiu la granița cu Iran și să intru. Și atunci am mers mai mult. Și în Iran am avut zile în care am făcut 800 de kilometri, dar ca să zic așa, cel mai confortabil pe motocicletă, ești undeva la 5-600 de kilometri pe zi. În condițiile în care și poate și puțin off-road și asfalt, e confortabil. Dacă mergi numai pe off-road, probabil că discutăm de 200-300 de kilometri, dar n-am avut nicio zi în care să merg numai pe off-road exclusiv. Din păcate, Iranul nu este țara în care să o poți traversa ușor pe off-road, pentru că e destul de populată și e orașe peste tot. Deci, la un moment dat, tot dai într-un asfalt, mai devreme sau mai târziu. Deci cam așa, cam câți kilometri făceai pe off-road, aproximativ? Ce să zic, poate mă băgam la puțin să fac o scurtătură de 100 de kilometri pe off-road și restul pe asfalt.
Și mai erau mașini, mai erau alți oameni. Erau mașini peste tot, după cum am zis. Da? Da. Deci oriunde te opreai, dacă mergeai pe un drum din ăsta de pământ, te gândeai, domne, aici nu mai e nimic, nu era o casă, nu mergeai de 20 de kilometri, dacă să stai să bei o apă, ce faci, ce, o basculantă, trecea un papuc, trecea, deci nu știu, țara asta este populată peste tot. Doar în deșertul Calut, acolo a fost singurul loc în care nu a venit nimeni să mă deranjeze. Și în deșert cum ți-a părut? A fost greu să stai acolo peste noapte? Sau... Nu, nu. Clima? Sau... Nu, foarte multă lume zice că deșertul ăsta Calut este cel mai călduros punct de pe planetă. S-au atins acolo 70 de grade la nivelul nisipului. Acum, pentru mine nu a fost cel mai cald loc din tot Iranul, cel mai cald a fost în Shustar, unde am avut 51 de grade Celsius, în aer, nu la nivelul solului. Wow. Acolo, efectiv, am simțit că mă topesc, deci aveam sticla de apă, mă turnam în cap, des. În camera de hotel, când am intrat, am dat drumul la aer condiționat și puneam mâna pe pereți și pereții erau în 50, că eram în sobă. Dar în deșert a fost, deja era mai ok, deja mai trecuse, eram... În septembrie, dacă nu mă înșel, când am ajuns în deșert, în partea asta am intrat în august, dacă nu mă înșel, eram la începutul august. Deci o diferență, puțin de o lună. Care este background-ul tău? Cum de ai pori spre a călători, spre a vedea lumea? De unde ți-a venit asta? Asta am tot zis, de când eram mic, îmi plăceau cărțile lui Carmei. El acum scria despre aventuri ipotetice în America de Nord, dar și în Africa. Cele din Africa mi s-au părut mult mai interesante. Cu aventurile lui Caravan Nemsi, totdeauna avea companionul lui pe Hagi Halef Omar. În fine, cel mai frumos a fost când chiar și vine Turca era căpetenia pașilor din Statele Unite, a venit după el în Tunisia. Mi s-a părut genial cartea și, drept dovadă, prima mea aventură în Africa a fost în Tunisia. De fapt, prima mea aventură independentă în Tunisia a fost. Și de acolo mi-a plăcut, ce să zic, Africa creează dependență. Pe urmă ești condamnat să revii acolo și condamnat este cuvântul perfect folosit. Adică nu mai ai de ales. Trebuie să te întorci acolo, e prea frumos să nu revii. Presupun că și tu știi, ai fost deja în Africa, ai călătorit și cunosc sentimentul acesta. Da, că știi lumea, nu e prea multă răutate, că e și acolo răutate, dar nu e la nivelul ăla pe care îl cunoaștem în altă parte. Și ai echilibrul ăla social cumva, chiar dacă este sărăcie, vezi frumusețea și cu natura și cu oameni mișto, încât îți dă o stare super bună. Și sărăcia acolo e cu două tăișuri, pentru că discutam cu un sud-african care avea o plantație în Zambia. Zicea, dom'le, ăștia sunt foarte puturoși. Și am spunea el. Că uite, eu vreau să-i plătesc mai mult, dar la ce nu, domnule, că eu cu 200 de euro mi-e suficient pentru familia și ce, nu vreau să muncesc mai mult. Mai într-un fel este de admirat asta, că el își permite să trăiască o viață rezonabilă și oferă și timpul familiei sau își ocupă timpul cu ceva personal. Până la urmă, nu numai banii înseamnă în viața asta. Clar, bine, sărăcie la modul vizual, cum suntem noi obișnuiți în Occident, știi, că vezi diferența socială și diferența între servicii, diferența între arhitecturi. Să știi că, într-un fel, când eram pe acolo, nu-i vedeam neapărat chiar așa, mă gândeam în vestul Europei și chiar și în România. Bine, în România poți să zici că ești în Africa, nu vezi, dacă mergi pe stradă... Avem diferență, adică, totuși, la noi, chiar dacă ei, să zicem, au un asfalt bun, nu înseamnă că au și infrastructura necesară. Dacă ai văzut în Tanzania sau în Kenya, stau cu butoare de 10.000 de litri pe casă pentru că apa vine intermitent. Da, acolo curând. Chiar și internetul, că acum suntem în era internetului. Acolo este numai pe 3G, cu telefonul cu 3G, n-au fibră optică, n-au nimic. Dar lăsând la o parte chestia asta, dacă ne uităm în țările investe Europei, tu muncești ca să-ți plătești rate la bancă sau să plătești o chirie infernal de scumpă, mai ales cum e investe Europei, practic, tu ești legat. E un fel de sclavagism modern. E omul ăla din Africa e liber. La dacă vrea să muncească bine, dacă nu e cald, e frumos, viața e plăcută. Știi că în Tanzania au chiar stilul de a vorbi despre asta cu pole-pole. Înseamnă încet. Da. Oamenii sunt liniștiți, nu se agită așa de mult. Nu a intrat în jocul ăsta a cerc, numai pentru bani. Bine, la ei poate încă să... Respecta tradiția, că fiecare om trebuie să pună ceva și în grădină.
la anumite astea, deja fiecare om trebuie să ia ceva din supermarket, la ei încă mai au grădina, mai posesc. Da, noi sunt destul cu grădini, nu aici este problema neapărat. E vorba de cultură și este vorba ce îți doresc. Noi acum trăim într-o cultură de consumerism, care am adaptat-o și noi din vestul Europei sau de la americani. Și atunci trebuie întotdeauna să-ți cumperi cel mai bun telefon, să ai anumite condiții, lucru care în Africa nu contează. Nu contează că n-am ajuns acolo încă, dar asta nu înseamnă că pe viitor nu pot fi acolo. În fine, ei își doresc. Deja, dacă mergi anul viitor, o să vezi diferențe, o să vezi că... O să vezi diferențe. Ei își doresc anumite lucruri, dar nu sunt dispuși să facă pasul să-și vândă libertatea pentru lucrul acela. Dacă cineva ar veni și le-ar da, știu și eu, mâine ultimul model de telefon, ar fi foarte bucuroși. Dacă îl pui să muncească o lună în continuu, nu o să-ți facă lucrul ăsta. Preferă telefonul ăla ieftin. Să uite cum era ideea în Malawi. În Malawi, dacă merge în unde la un hotel ceva, vei avea surpriza să vezi că 8-10 ore pe zi nu o să ai curent electric. Care este explicația? E o singură centrală de generare curent, este o hidrocentrală, face vreo 300 MW din câte am înțeles, și nu este suficientă pentru toată țara. Și exista, a fost o discuție, dacă noi mai construim alte centrale, prețul curentului va crește. Sau facem un rolling blackout. Rolling blackout ce înseamnă că anumite zone din țară vor fi închise periodic ca să ajungă curentul. Și ai șansa ta la curent gen 12 ore pe zi sau cât stabilesc. Dar rămâne prețul acela. Și atunci ei au ales, domnule, vom avea un curent intermitent, dar prețul va rămâne mic, decât să avem curent tot timpul și un serviciu de calitate, dar să plătim mult. Cine vrea, că sunt prea și o minoritate de oameni care vor și sunt dispuși și au și posibilități, își cumpără generatorul în perioada respectivă. Și la generator faci bani în benzină? Cine își permite. Dar majoritatea o preferă, domnule, vrem un serviciu mai prost, dar prețul mai mic. Și cam asta este ideea în Africa. Oamenii vor nu neapărat să-și dea sufletul pentru un confort care în Europa ar fi normal, vor doar să trăiască. Și dacă este suficient să trăiască și așa, atunci e ok. Ce ți-a plăcut cel mai mult din Africa? Sudanul, pentru că nu neapărat că mi se oferau chestii gratuite acolo peste tot, că nu m-am dus în Africa ca să beneficiez de chestii gratuite. Dar mă făceau să mă simt bine primit acolo, ca și cum aș fi fost din familie. Și atunci asta a fost senzația cea mai plăcută. Mai ales că eu fiind cu bicicleta, simțeam nevoia să comunic cu oamenii, să cunosc. De asta m-am și dus în felul acesta acolo. Pe unde ai intrat în Sudan? În Sudan, pe la Wadi Halfa. Wadi Halfa și continuă? Cu feribotul. Cu feribotul, ok. Da. Și de acolo, din Wadi Halfa, unde? Am mers în Dongola. Ok. Și din Dongola am mers către Atbara. Ok. Da. Karima și Atbara. Ai fost la piramide? E, aici a fost cu... Acolo m-a lovit un tir. Deci eram, cred că la vreo 15 km de piramide de la Meroe. Ok. Când tirurile acolo sunt tuble, adică prima semi-remorcă și a doua. Și exact cu a doua, în ultima parte în spate, m-a lovit în brațul stâng. Și în fine, nu mai puneam de durere, mi-era frică să nu cumva să am brațul fracturat. Norocul meu a fost că s-a întâmplat chiar lângă o rafinerie și era singurul doctor pe o rază de vreo 50 de kilometri. M-am dus la doctor acolo, am așteptat puțin că era la rugăciune. Când am venit, m-a controlat, zice, până eu cred că nu ți-ai rupt niciun fel de mână, dar trebuie să te trimit la spital să-ți fac o radiografie, să vedem. Zic, domnul doctor, știți, eu am venit până aici, până la Atbara, tocmai ca să văd și eu piramidele. Nu puteți eventual mă lăsa să stau pe aici, îmi pun cortul și a doua zi văd cum sunt și să... Și eu nu trebuie neapărat să trimit acolo, dar uite cum face. Vorbesc cu șoferul de pe ambulanță și mergeți împreună acolo. Și în consecință, peste o oră, eram cu șoferul din ambulanță, m-a dus la piramide, era la vreo 3-4 km de șoseaua principală, prin deșert, merg acolo, erau niște muzâni, niște germani, câțiva acolo, se uitau toți la mine ca la urs, adică eu ieșisem din ambulanță, plin de sânge, aveam tot brațul spun plin de sânge și cu omul de pe ambulanță și noi râdeam pe acolo, ne făceam poze unul la altul. A fost o experiență interesantă și până m-a dus în Shendi, care era la 70 de km de loc unde s-a întâmplat. Acolo, la spital, nu a fost nimeni să-mi facă radiografie în ziua respectivă și a doua zi nu m-am mai dus eu.
mă simțeam suficient de bine și, deși mă supăra plața, am continuat așa către Khartoum. Și ai trebuit să plătești ceva sau? Nu, nu. Nici măcar la hotel. M-a dus la hotel. Mi-a zis inițial recepționerul, te costă atâta. Era o sumă modică, rezonabil. Și la ora 12 noapte poate cineva, nu știu, cine bă, este la ora asta. Deschid ușa, era un cearșeal de sus până jos. Zice, eu sunt patronul în hotel. Bine, frumos, îmi place hotelul, ce e? Ești oaspetele meu? Da, mulțumesc, apreciez. Nu, 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 ai plătit ce? Nu, mi-a zis că mâine ți-aș plăti. Te rog, mă, nu plăti nimic. A rămas, ai mâncat cea? Zic, da, am mâncat masa. Bun, mănânci și mâine, nu plătești nimic. I-am mulțumit frumos, nu puteam să accept lucrul ăsta. A doua zi m-am dus la... am vrut să plătesc. N-au vrut oamenii să accepte deloc. Și am insistat puțin, dar când îți zice, te rog, nu mai insista că mă jinești, atunci este momentul să te oprești și să accepți. Pentru că pentru ei înseamnă mai mult lucrul ăsta de a accepta ospitalitatea lor decât dacă te duci și le dai acum 1000 de euro în mână. Clar. Asta este cultura lor. Clar. Sunt oameni buni acolo și se simt bine prin faptul că pot să ajute un călător care a avut nevoie, poate, de ajutorul lor. Și asta este cea mai frumoasă plată care le poți da. Și din cauza asta și eu m-am simțit foarte bine acolo și m-am simțit, ce să zic, cum am zis mai devreme, că am familie. Da, au un avantaj și un atur cu treaba asta, că sunt oameni de cuvânt 100%. Adică dacă au zis, da, 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 așa fac, și dacă îți oferă ceva, nu, dacă tu depui bani pe masă, orice ai face, ți-au oferit ceva ora, adică îi jignești dacă începi să intri peste cuvântul lor. Oricum, sunt și simpatici. Adică în Atbara, pare exemplu, discutam între cum părem noi față de Egipt. Dom'le, în Egipt am avut mult cerșetul. Aici mă bucur că nu este, nu știu ce. Și la un dat nu mai pișic el, îmi zice așa, o, și nu ne faci o poză? Fac o poză acolo, i-am prins chiar niște poze foarte frumoase, tot să le împărtășesc și cu tine. Și după aia zice, păi și acum trebuie să ne dai bani pentru poză. Da. Deci eu m-am uitat, dar m-am schimbat la față. Zic, mamă, deci dacă în Egipt a fost, uite acum. Și încep ăsta și râd, aia, doamne, că nu ești în Egipt, ce vrea să ce zici. Ai văzut și diferența mare între Sudan și Egipt? Da, cum treci granița? Asta am văzut. Granița s-a schimbat tot. Dar chiar pe feribot am pățit asta, pentru că eu știam că pe feribotul respectiv, urci treptele și te duci pe acoperișul lui și te pui sub o barcă, e cel mai bun loc de pe tot feribotul. Mai bun decât dacă ții cameră sau cușetă sau... Acolo stai frumos, e curat, e totul plăcut. Ești când să urc eu treptele alea, văd că trebuie computerul de la bicicletă să desface, eu încerc cumva să-l prind, dar mă dezechilibrez, cad cu bicicleta jos. Și a venit un om, m-a ajutat să o ridic sus și chiar m-a ajutat un om, hai să-i dau și eu ceva. Bine, ca la egipteni. Deci n-a vrut omul ăla nici să n-audă aproape că l-am jignit. Pentru că omul era sudanez. Da, nu. Dar egipteni, în schimb, venea, give me money, give me my money. Deci tu erai mesagerul. Da, 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 da. Erai mesagerul, deci nu, erau deja banii lui. Da. Orice vei la tine erau... Da. Deci tu ești doar pușculița, nu? Și dacă te sparge, găsește uroiul înăuntru. Pe unde ai fost în Egipt? În Egipt am luat-o din Cairo și am terminat în Aswan. Problema este că pe alocuri am avut escortă de poliție, chiar la modul distractiv, la un moment dat, pentru că m-a oprit la checkpoint-ul de armată, mi-a dat jeepul de armată, venea după mine, când am ajuns aproape de oraș, am primit escortă și de la poliția locală. Și în consecință, mașină de armată în spate, mașină de poliție în față, eu la mijloc nu lăsau pe nimeni să depășească, să făcuse coloană de 2-3 km în spate. Și eu mă simțeam, adică chiar încercam, dar mai mult de 30 la oră nu puteam să-i dau. Și asta... Durați în timpul cal. Și asta s-a întâmplat. Inclusiv m-au dus la un hotel și acolo a dormit polițistul cu mine jos în lobby-ul de... Ca să fie sigur că eu sunt ok. Și a doua zi mi-a zis, ok, ori vii din dubă în dubă și te ducem așa, că nu te lăsăm să mergi mai încolo singur, ori te punem la tren până în Luxor și cu asta basta. Și în consecință, din Armenia până în Luxor, am mers cu tren. Din Luxor zic, las că de aici o să merg și eu cu bicicletă, o să fie ok. Am mers, cred că, vreo 150 de kilometri, așa, până când l-am dat mult în spate. Și ce să fac? Mașina e poliție, de fapt duba, că sunt un fel de dube. Și mergeau în spatele meu.
Și am tot mers așa, cum mai vreau și eu să fac o pauză, veneau și ei zice, hai, dar nu mai mergem o dată, nu mai mergem. În, nu mai știu acum exact numele orașului, a fost un oraș cu probleme în care nu m-au lăsat să merg cu bicicleta, deci a trebuit să mă urce în dubă. M-a pus și pe mine între ei, deci chiar am luat, aveam Kalashnikovul, tovar și comandat între picioare, foarte frumoasă experiență. M-a dus orașul respectiv, m-a traversat, pe urmă m-a dat jos și la fel, pe escortă până în Aswan. Deci din chestia asta, ce să zic, Egiptul nu este chiar cea mai bună experiență de ciclism. Pentru că de foarte multe ori o să vină poliția, ba nu te lasă acolo, ba trebuie să mergi pe escortă, e un stres. Cred că în tot Egiptul poate 300 de kilometri am pedalat fără probleme. Restul a fost ba cu poliție, ba în dubă, ba cu tren. Wow! Și în Sudan te opreai la fiecare checkpoint? Nu știu, te întrebau polițiști unde mergi sau... Dar nu prea erau foarte multe checkpoint-uri în Sudan. Nu ai prins? Nu, nu erau atât de multe. Doar pe locuri, adică aveam distanțe mari până să ajung la un checkpoint, poate mai degrabă la orașele mari. Cum cred că voi ați fost și după ce a fost revolta în Sudan? Eu am fost înainte de revoluție. A, ok. Poate din cauza asta, că au fost măsuri luate în plus. Noi când am fost, au fost super multe checkpoint-uri, dar am avut noroc că l-am cunoscut pe un polițist. Unde l-am cunoscut? Cum se numea? În Karima, nu? În Karima. În Karima. Am ieșit de la o ceainărie, ceva de genul ăsta. Lângă era un supermarket, ne-am cumpărat ceva și oamenii ne vedeau de afară ce făceam. Am intrat în supermarket, îți dai seama, singurii oameni călători în zona aia, n-am mai văzut turiști, n-am mai văzut nimica. Ne-am luat ceva din aia și când am ieșit din aia, era un tip puțin mai bronzat și întreabă, hello, how are you? Și am zis, suntem ok, am fost să cumpărăm ceva. Vă invit la un ceș și la o... Ce avea? O... O gogoașă. Vă invit la un ceș și la o gogoașă. Ok! Ne-am pus că la masă. I-a zis că v-a adunat niște gogoși, a doua le-a umplut masă cu tot felul de chestii. Și am stat și formă mai bine pe rând de-a lui. Știi că îi mestecă foarte mult tutunul ăla. Rol care ți-i înroșește dantura. Mm-hmm. E ca un fel de drog la ei. Noi, europenii, e foarte puternic. Cred că după 30 de băcei intri în Sudan, trebuie să spună o ștampilă. Eu l-am luat direct din Wadi Halfa. Dar nu încotro, pentru că eu cu bicicleta nu ajungeam în următorul oraș. Adică mi-a luat mai mult de 3 zile să ajung chiar și până în Dongola. Ah, ok, da. La noi faza a fost că l-am luat târziu din cauza că am intrat și era Ramadan. Madame Karim, la cum e? Nu, era închis din cauza că era weekend. Da, dar a început să... Ramadan. Karim, 96 ani. Da. Oricum, în Karim așa am avut acolo, nu știu dacă și pe aia spățit, ca să stai la hotel a trebuit, m-a trimis la secția de poliție să mă înregistreze acolo, pe catastif. Da, noi am avut noroc. Prima seară am fost la secția de poliție. Erau niște polițiști care nu îți dai seama că sunt polițiști, ai văzut că sunt îmbrăcați la fel, doar că au niște puști. Nu îți dai seama cine sunt oamenii, sunt polițiști. Oricum și secția de poliție e bine ascunsă acolo. Da, și au jeepurile alea mari, nu îți dai seama, nu știi, adică dacă ești venit din altă cultură, nu știi care sunt polițiști, care nu sunt polițiști. Și am întrebat pe oameni și am spus, nu, că este închis, acum a început marele Ramadan, veniți în altă zi. Și au trecut zilele aproape și când am ieșit din... Mă devenim la supermarket și la locul ăsta unde eram. Am ieșit și am stat cu oamenii acolo și am vorbit cu ei. Unul dintre ei spune, eu sunt polițist. Veniți mâine la secție, sun eu pe cineva și vă pune ștampilă, tot ce aveți bine de voi. Bine că v-au lăsat atunci la hotel până, da? Deci la mine nici nu a vrut să aude, nici nu... N-a discutat cu mine. Bine, am găsit un ce poate, l-am găsit un loc cu 5 dolari pe noapte. Deci nu am plătit mai mult, erau ieftine, dar la fel, n-a vrut, nu, dacă nu te uiți la poliție, nu. Eu eram super oposit, gândește-te, eu am venit din deșert. Deci aveam fantezii, cum ar fi să am sticla de apă, să pot să beau apă cât vroiam, deci aveam fantezia asta deja. Nu o să uit, deci în Karima am cumpărat ceapă, brânză topită, dipie și roșie. Mamă, deci am mâncat, a zis că e cea mai bună mâncare de pe planetă. Deci veneam de la Dongola și am avut, vântul bătea puternic din față. Wow.
și mă chinuia să merg cu 10 la oră. Și cu căldura? Cu căldura. Am plecat cu 15 litri de apă din Dombola, 60 km, am terminat, iar mai aveam 2-3 litri. Norocul meu a fost că un cetățean de acolo își făcea o, eu zicea, fermă în mijlocul deșertului, făcuse un pus de mare adâncime și m-a invitat să stau la el. Și am acceptat. Și chiar a fost o experiență foarte frumoasă, niște oameni foarte frumoși și ei în sine. Și a doua zi, când am plecat, am zis, ok, n-are sens să mă chinui și stăteam timpul zilei la umbra stâlpilor de telecomunicații, era singura umbra în zona respectivă, și pedalam noapte. Și sincer să fiu, a fost o experiență foarte faină. Deci noaptea, cu luna sus pe cer, drumul ăla, care era un asfalt bun, dar nu mai era nimeni, deci era pustiu acolo, eram singur. Genial. Te-ai urcat pe acel munte din Carima? Știi că nu. În spatele lui mai erau tot așa piramide? Da, n-am mai fost acolo. Și acolo, ai observat că în Sudan trebuia să, nu știu, când ai fost, tu trebuia să iei permis, să ai un permis de trecere în altă parte și un permis de vizitat? Nu. Nu, nu există. Da. Poate asta din cauza că a început nebunia asta la ei. E posibil. Oricum, regulile în Africa se schimbă și după ureche. Da. Și da. Cu polițistul a fost super interesant pentru că în orice loc unde mergeam ne opreau polițiști, bine, opreau tot busul și ne dau până în jos ca să ne controleze și în același timp să ne întrebe unde mergem, unde veniți, știi? Și îi dădeam numărul, îi dădeam telefonul, vorbea cu polițistul, ne lăsa să continuăm drumul, că noi n-aveam permisul de trecere, nu știu care era faza. Ai fost să vezi unde, de unde merg și extrag aur? Nu, dar m-am întâlnit cu oameni care... Ai văzut că sunt super avansați pe treaba asta. Foarte mult aur din Sudan. Da, n-am văzut minele respective, dar i-am văzut. Adică nu cred totuși că oamenii care munceau la mine o duceau chiar atât de bine, că erau sărăcuți și îmbrăcați modest. Dar niște oameni cu mult bun simț. Adică m-am văzut cu niște căutători de aur. Și mi-a făcut plăcere să vorbesc cu ei. Mi-a zis, haide să vă dau un ceai. Am comandat un ceai acolo, am vorbit, ne-a uitat Dumnezeu la vorbă, am zis, hai să vă mai amcă un ceai, mai comandăm încă un ceai. La final, după ce ne luăm la revedere, m-am dus să plătesc ceai și îmi zice, nu, și zic, prietenii tăi au plătit deja și pentru toți. Mă zic, domnule, dar eu v-am invitat la ceai. Nu te rog frumos că ne insulți. Aici suntem în Sudan, dacă venim noi în România, atunci nu e ceai, de aici ne plătim. Bine, dacă să te gândești așa și când mergi la ambasadă, să iei viza, oamenii de la ambasada din București sunt super mișto de tot. Da. Nu ți-au dat un feeling mișto? Ba da. Ce probleme mai ai întâlnit în Africa, în afară de astea cu motocicleta sau cu bicicleta? Te referi la probleme medicale, nu? Probleme medicale. Ca probleme medicale am plecat de acasă cu doldola de vaccinuri. Și din fericire nu am pățit decât o răceală în Kenya. Dar acum când răcești în Kenya te gândești la cei mai rău, te gândești la malarie. Eu luam pastile pentru boala asta, doxiciclină, sunt mai multe tipuri. Am ales doxiciclina pentru că mi s-a părut puțin mai prietenoasă cu organismul față de alternative. Și când am răcit m-am gândit, gata, am malarie. Normal că m-am dus să-mi cumpăr un test rapid. Am alergat în tot aerobii după el. Când am făcut și era negativ, m-am bucurat la nebunie, dar asta nu m-a oprit să nu cumpăr Coartem, care e tratamentul pentru malarie, și să-mi fac tratamentul. În afară de asta, n-am avut niciun fel de probleme în sănătate. Tu ai pățit așa ceva prin Africa? Da, am avut și COVID în Tanzania. A fost foarte nasol. Foarte, foarte nasol, a trebuit să merg să fac niște injecții în venă. După, în Uganda, am avut problemă cu o măsea, am scos-o și am făcut alveolită. Nu știu dacă ai auzit despre alveolită, dar e super nasol, stai vreo 2 săptămâni cu niște dureri super nasoale. Și cam asta a fost. Nu am avut nevoie. Bine că ai reușit să te tratezi în Uganda. Oricum să știi că cea mai bună țară în care să ai probleme cu dantura în Africa este în Zambia. Pentru că acolo doamna consul, consul onorific, este și dentist. Și din câte am înțeles cel puțin de la... Am discutat cu ambasadorul Greciei în
în Zambia, am fost invitat acolo de un grec cu care m-am întâlnit pe drum și mi-a zis, domnule, cel mai bun dentist aici este doamna consul a României. Deci acolo, dacă erai, cu siguranță ai fi avut parte de cel mai bun tratament posibil. Cum ți s-a părut țara asta? Ce să zic, eu când am intrat în Zambia, veneam din Malawi, în Malawi am reușit să sparg roata pe spate, abia am ajuns cu janta, mă avea puțin scedat complet până încipată. Acolo am încercat să caut, să o repar cumva, n-am găsit absolut nimica și atunci am fost obligat să iau un autobuz până în capitală, în Lusaka. Și chiar și acolo am căutat peste tot piese de schimb, găseam poate pentru bicicletă ieftine, o jantă de... Dar dacă puneam pe aceea, îmi trebuiau și spițe, care nu s-ar fi potrivit pe butucul meu, oricum erau de calitate inferioară, n-ar fi mai. Și atunci am stat blocat 2 săptămâni în capitală până când am primit o jantă nouă. Și chiar și așa am primit janta prin intermediul domnului Alexandru de la ambasada României din Africa de Sud, care acum am înțeles că s-a retras, nu mai este acolo. Și dânsul m-a ajutat, mi-a cumpărat o jantă și mi-a trimis-o. Din România ar fi durat, probabil că mult mai mult și m-ar fi costat mult mai mult transportul. Acum ne gândim că era o jantă care costă poate gen 30-40 de euro și pe transport puteai să plătești 200-300 de euro. Asta ca să primești în timp util, că dacă o trimiteai prin poșta normală, pe că se ajungea. Te costa mult mai puțin, tot vreo 30-40 de euro, dar îți venea peste 2-3 luni, dacă îți venea. Dar tu n-ai avut la tine un mic bagaj, să ai mai multe... Am avut ceva sculă la mine, în fine, acestei și discuții am avut o sculă, era cât pe ce să mi-o fură un danez în Sudan. De singurii hoți erau din Europa, în Sudan. Dar am avut un... Am avut spiță de schimb, am avut, dar totuși ca să iei un cerc de la roata din spate este prea mare să-l pui în bagaj. Deci, efectiv, acolo au început spițele să se smulgă din cerc și era tot fisurat peste tot. Wow! Da, trebuia neapărat schimbat. Am vrut neapărat să fie și același model, pentru că dacă luam un alt model de cerc, puteam să am diferențe de 1-2 mm la spițe, de unde puteam să cumpăr spițe acolo special pentru asta. Și la fel, puteam să dau comandă din România sau din altă parte, dar dacă aveam mici diferențe date de butuc și nu erau măsurătorile corecte. Și atunci am preferat să fie același model ca să schimb cercul direct. Cât a durat tripul tău din Africa cu bicicleta? A durat aproape 7 luni. Deci ai plecat din București, nu? Da, am plecat din București cu avionul până în Cairo și de acolo am pedalat. Până era bicicleta la pachet? La pachet, până în Khartoum. În Khartoum am avut surpriza să fie refuzată viza de Etiopia. Din cauza războiului, de la graniță, nu? Era atunci un fel de revoluție, nu era chiar un război. Dar alți cetățeni au primit viza de acolo. Când au auzit, deci inițial m-am dus acolo, mi-am zis, ok, completează formularul ăsta. Și vine una turbată din spate. De unde? De unde? Zice România. Nu! Românii niciun caz. Nu! Și zic, bă, dar m-a ajuns aici, ce facă? Nu poți să... Dar trebuia să te gândești de acasă când ai plecat. Și am încercat să mai pun presiune pe ea și prin ambasada României și n-am avut niciun fel de șansă de succes. Și în momentul respectiv aveam câteva variante. Una era să mă întorc acasă, care nu vreau în niciun caz să fac. Alta era cumva să, dar foarte riscant, să iau prin Sudanul de Sud, însă pe acolo nu sunt drumuri, este război civil. Am încercat, din câte am înțeles, a fost un biciclist în aceeași situație ca și mine, a stat cu aceleași persoane în carton cu care am stat și eu, i-a fost refuzată viza și a luat decizia să meargă prin Sudanul de Sud. Din păcate, el acolo a dat nas în ascul rebelii, a fost răfuit complet, au vrut să-l omoare. În fine, l-au lăsat într-o baltă de sânge, avea mâna ruptă, am înțeles cu asta ruptă, dar încă în viață și a reușit cumva să se tărească prin primul sat. A reușit să ajungă în Juba. În Juba a fost considerată cu o rușină națională și au încercat cumva să-l trateze, nu știu ce, până când a reușit să ajungă peste graniță în Kenya și acolo a fost la spital, a stat vreo 2 luni. A primit o bicicletă nouă și a continuat tura, terminată în Africa de Sud, dar foarte riscant. Deci, nici soluția asta nu mi s-a părut cea mai bună. Și atunci am zis, ok, nu pot în Etiopia, următoarea țară ar fi Kenya, dar parcă trișez dacă merg direct în Kenya. Și atunci am zis, hai să merg în Uganda. Și atunci ce era să fac prin Etiopia, compensez puțin cu Uganda. Și am zburat în Kampala și de acolo am continuat mai departe Kenya și traseul care mi l-am propus de acasă. Am continuat traseul.
da. Kenya, Tanzania. Din păcate, când pleci la drum, niciodată nu este o știință exactă și poate să apară ceva neprevăzut. Cum a fost și în cazul acesta, foarte mulți cetățeni străini și-au obținut viza din Etiopia. La mine nu, trebuia să-mi iau de acasă, așa vreau ei. Aș fi putut să încerc să mă întorc în Egipt, să o obțin din Egipt, dar parcă nu-ți vine să te întorci pe același drum. M-am chinuit să ajung până în Khartoum, să mă întorc înapoi în Egipt și până să iau din nou la pas, plus că probabil că nu mai obțineam o a doua viză de Sudan imediat. Da, corect. Că oricum viza 30 de zile, dacă... Da, adică poate alternativa era să mă fi întors în Egipt, să încerc acolo să iau viza de Etiopia cu riscul de a putea să nu o iau și pe urmă să zbor în Etiopia. Adică nu mi s-a părut foarte rezonabilă varianta și atunci am preferat să merg în Uganda. Și a fost o experiență plăcută, adică Uganda în momentul de față este o țară pe care o văd într-o lumină pozitivă. Da, clar. Da. Mi s-a părut curățică, mi s-au părut oameni foarte prietenoși. Ai văzut cimpanzei? Am văzut maimuțele pe acolo, dar la gorile n-am fost. Știi care sunt prețurile ca să vezi gorile? Da, 800-900 de dolari. Da, adică puțin, cam prea mult și nu sunt chiar așa un fan. Eu mai degrabă m-am dus în Africa ca să văd și natura, dar să cunosc și oamenii și cultura lor. Și care, într-adevăr, este interesantă, mai puțin, nu și cultura culinară. Africa, la capitolul ăsta, stă foarte rău. Da, hai că, dacă te gândești așa, au o grămadă de fructe și o grămadă de legume. Au fructe, dar modul cum le combini. Adică nu putem să zicem că au mâncăruri naționale foarte bine gătite. Gen, la ei mâncarea națională este cismaia, care sunt cartofi prăjiți cu ouă, făcuți la marginea drumului. Nu zic, când am plecat din Nairobi, prima noapte după aia, m-am oprit la un hotel care a fost decent. Și părea să aibă și un restaurant jos. Vorbesc cu tante de acolo, foarte drăguță, nicio problemă. Zic, vreau și o friptură de vită, dacă se poate, cu niște chips cartofi prăjiți. Și mi-aduce o tavă plină, adică la capitolul porții era plină. O friptură de era mai mult oasă, mamă, îmi mirosea urât, nu mi-a plăcut deloc. Și femeia respectivă stătea lângă mine, adică exact dacă ai văzut, era un show de comedie cu Mr. Bean, în care a venit și punea mâncare peste tot, deci exact așa m-am simțit și eu. Ce să fac, am luat o bucățică, nu îmi plăcea deloc, am luat așa de pe margine, mai arsă, ca să nu-i simt gustul. Când a plecat ea puțin, bang, aruncam peste gard, că eram pe terasă, era un gard mare aici și aruncam peste gard. Mai băgam cartofi prăjiți acolo să meargă. A mai venit din nou, îți place? Oh, foarte bun, foarte bun. Stătea să uita la mine, am mai luat o bucățică tot așa în stil. Mai iese, mai arunc repede peste geam câteva. Și când se toarce, reușisem să aruncăm două treimi din porție. Și zice, vrei să-ți pun la pachet? Nu, că nu, chiar nu mai poți, e cald, nu știu ce. În fine, a insistat, mi-a pus până la urmă la pachet. Și zic, mai să nu mă fac de cacao, să mă duc și eu pe lângă gar, să adun asta și ne dau la un câine ceva. Bun, ies afară, a strâns toată friptura de afară. A pus-o în pungă și m-am dus vreo 500 metri mai încolo, lângă un râu și am văzut niște câini. Mă, nici câinii n-au vrut să mănânce. Acum e posibil să se fi speriat să creadă că aruncăm cu pietre după ei. Probabil că nu sunt foarte mulți care aruncă cu friptor de vită după câini în zonă. Dar oricum. Ai testat și peștele? Eu nu mănânc pește, am fobie la pește. Da? Da. Deci eu, din păcate, nu mănânc carne de pui, nu mănânc pește, mănânc doar vită, câteodată porc. Da, dar acolo oricum porc mai puțin. Mai puțin, mai ales. Da, deci vită și cam atâta puteam pe acolo. Cartofi, ce mai aveau, legume. Îmi plăcea când dădeau mango la micul dejun. Deci mango era foarte ok. Dar în rest mâncare prea... Și pizza acolo, dacă ai încercat vreodată, ai văzut că n-au brânză să pună în pizza. Păi n-au cum să o facă pentru că este prea cald și n-au... Nu e numai de prea cald, dar nu au... Deci ei acolo în pizza, par exemplu, pun brânză din asta, de la plic de toast. Da. În rest, vrei salam? Poate găsești în tare salam în supermarket, în fundul unui congelator, pe undeva. În rest, nu există salam. Nici ciocolată sau înghețată nu găsești în Tanzania. Nu am găsit super înghețată în Tanzania. Da? Da, super înghețată. În ce oraș? Un an Zanzibar am găsit. Și
Nu mai știu, cum se numea la munte unde am stat? Aproape de Kilimanjaro. Arușa? Arușa. Sau Moșii? Da. Eu n-am reușit să găsesc, spune că sunt destul de rare astea. Dar la ciocolată, dacă ai văzut, e tot așa, băgată în congelator, în fundul congelatorului și cu prețuri de muzum. Da. Na, bine, cea mai bună înghețată dacă ajungi în Erbil, în Irak. Deci ăla este orașul înghețat, așa la succes eu. Chiar cum a fost experiența în Irak? Experiența în Irak se bazează pe experiență din 2017 și am vrut acum să ajung până la Bagdad anul acesta și n-am mai putut din cauza problemelor care le-am enumerat mai devreme. Zona de nord, Kurdistanul, a fost în 2017, când abia se deschisese țara. Experiența a fost ciudată. Nu știu ce să facă cu o motocicletă din Europa. Ei nu mai întâlniseră. M-au plimbat între două ghișee vreo trei ore. Până când m-am întâlnit cu domnul Ciobanu. Domnul Ciobanu era un român care lucra la o stație de betoane lângă Erbil și trebuia să iasă odată la trei luni cu mașina în Turcia și să intre înapoi pentru documente. Și s-a văzut cu noi acolo. Și ne-a dat, dar ce căutați aici? Și, în fine, am mers cu el prima noapte, am dormit la stația de betoane și, pe urmă, ne-am mutat în Erbil. Iar oamenii sunt prietenoși. Nu am simțit niciun fel de problemă de securitate în Irak. Erau destul de multe controle de poliție, dar inclusiv la un magazin, în loc să ne ceară bani, ne ceru dacă am uleu să-i dau să pună la sub sticla de la Teșghea. Altcineva vrea să ne dea un borcan de miere, deci oameni amabili și bucuros să vadă turiști. Pentru că, până la urmă, e o țară care a fost măcinată de război. Și în momentul în care vezi turiști că vin la tine în țară, înseamnă că treaba merge într-o direcție bună, sau că am terminat ce era mai greu. Ce ți-a făcut cel mai mult în Irak? Înghețată. Și acum, din păcate, după cum am zis, am stat doar în zona de nord. Erbilul este un oraș destul de modern. Are multe parcuri, e destul de verde și este în centru, este o citadelă care se zice că ar fi una dintre cele mai vechi așezări umane cu o istorie peste 7.000 de ani. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar pot să zic că se vede foarte frumos tot orașul de sus, de la intrarea în citadelă. Și acolo, în principiu, cam în fiecare seară când am stat acolo, mergeam, făceam câte o poză, admiram peisajul. Bun. Câte țări ai fost până acum? N-am numărat. Păi să-i număr. Sunt prea multe, nu știu, cred că mă și încurc. Nu știu, 40, 50, nu știu sigur. Unde vreau să merg, uite, mi-aș dori foarte mult să ajung în Congo. Asta este o dorință. Nu este încă un plan tangibil. Eu acum am aproape o lună de când m-am întors din Iran. Încă n-am reușit să-mi pun planul de cap la cap. Cu siguranță poate o să merg tot în zona asta unde am ratat să merg în Irak, în peninsula arabică, să explorez țările astea. Sau poate mă duc în Africa. Nu știu dacă o să merg cu motocicleta, dacă o să merg cu bicicleta sau o să merg cu o bicicletă motorizată. Deci toate astea fac parte dintr-un potențial plan, dar care probabil că o să urmeze să-l pun la punct în următoarele luni. Oricum, până când o să termin și eu cu anumite intervenții stomatologice, ca să zic așa, nu o să mai plec. Deci următoarele 3-4 luni o să stau în România. Chiar tu aveai bicicleta electrică și... Nu, bicicleta cu care am fost în Africa era bicicletă normală, fără a fi electrică. Nu, nu cea din Africa. Ați făcut-o după tripul din Africa o bicicletă electrică. Da, care o am în continuare. Este făcută de mine. Nu te poate cu ea? Problema este de infrastructură. Păi, dacă ții panoul solar în spate... A fost un proiect, din păcate am ajuns la concluzia. Cu panoul fotovoltaic, pe măsură ce merge, el acționează pe post de ovelă în spate. Și practic te poate trage înapoi. Și atunci energia care o câștigi din panoul fotovoltaic, trebuie să o depui la pedală. Deci n-ai câștigat nimica. Singura variantă în care poate să funcționeze cu panoul fotovoltaic este dacă mergi la o viteză destul de mică, adică 15-20 de km la oră, unde nu există vântul acela puternic care este ține în spate. Dar la 15-20 de oră nu-ți trebuie bicicletă electrică, mergi cu bicicletă normală. Așa că, sincer vorbind, în momentul de față cu tehnologia actuală, a face ceva solar este mai degrabă pentru puturoșii care nu vor să pedaleze deloc. La mine nu-i cazul, îmi place să pedalez, dar aș fi preferat
cu electrica îmi permitea să pedalez în loc de 20 la oră cu 30 la oră. Și 30 la oră e o diferență, adică este 50% plus. Plus că mă mai ajută când sunt dealuri foarte mari să reușesc să le urc mai repede. Și pe urmă, da, se încarcă la vală sau la priză. Te ajută lucrul acesta. Dar ca să merg peste tot numai pe putere solară, nu este fezabil în momentul de față, cel puțin nu cu panourile puse și să-ți producă în timp ce mergi. Poate o variantă ar fi făcută cu niște panouri care să poată fi detașate foarte rapid și în momentul când te oprești să le întinzi și să poți să încarci. Dar pentru asta mai trebuie să mai lucrezi la aia, să mai fac research. Și oricum asta aș vedea în combinație cu un pachet de baterii mult mai mare decât ce am acum, adică inclusiv un pachet de baterii pus în remorca din spate. Eu am o putere de 2,5 kWh în pachetul de baterii actual și probabil ca să am o autonomie măcar de 400-500 de km, mi-ar trebui 5, 6, 7 kW, cam așa. Wow! Chiar aici intrăm în subiectul ăsta pe care vorbeam mai devreme cu aduna în Africa. Cum îl vezi tu? Din păcate, eu consider că donațiile fac mai mult rău decât fac bine în Africa. Oamenii trebuie să muncească pentru ceea ce își doresc și atunci vor pune preț. Tu dacă te duci și dai cuiva, să zicem, 1.000, 2.000, 3.000 de euro, omul respectiv va fi foarte fericit, îți va fi recunoscător, cu siguranță. Dar pentru că banii au venit foarte ușor și îi vor duce foarte ușor. Și nu va învăța nimic. De fapt, va învăța ceva, dar va învăța ceva negativ. Și anume că problemele lui pot fi rezolvate numai de către omul alb, sau către omul care donează, pus mai bine. Omul nu va mai fi motivat să mai muncească. Lucrul ăsta l-am întâlnit în Malawi. Eram un cetățean pe marginea drumului, eram cu bicicleta la deal, mergeam încet cu 4 la oră. Și omul meu, la mine, mă gasă, dăm bani, dăm bani. Azungul, gimme money, că acolo zicea azungul, nu mai ce muzungul. Da, nu mai ce muzungul, tăiem și se transformă în azungul. În azungul. Și m-am luat și eu, eram chiar obosit. Doamne, dar ce vine? Uite-te și tu, asta e tot ce am eu. Păi, am doar o bicicletă. Tu ai casa, de ce nu-ți muncești tu? Care omul așa, dezinvolt, râde. Nu, eu vreau bani fără să muncesc. Eu nu muncesc. Adică asta, și pentru că asta în Malawi, foarte mulți au venit și au donat bani acolo. Și au făcut programe umanitare. Iar oamenii au înțeles, dom'le, problemele noastre, noi nu le putem rezolva, ni le rezolvă omul donator, omul alb. Și nu este ok. Oamenii, în schimb, trebuie învățați ceea ce doresc, numai ei pot. Trebuie să vină din interior totul. Păi da, dar uite aici, dacă investești în educație, poți să-i aduci să înțeleagă asta, că așa dacă nu investești în nimic. Educația este un subiect tabu foarte mult, văd ca un lucru nobil. Eu îl văd tot la fel, pentru că oamenii ce preț ar mai pune pe educație dacă ei nu trebuie să se chine să o aibă? Pentru că, cu siguranță, oricât de sărac ar fi un sat, dacă s-ar pune toți bărbații în satul respectiv, pot să ridice o cocioabă acolo în care să fie școala. Dar ei nu fac lucrul ăsta, pentru că nu pun preț. Au pretenția la fel să vină omul alb să le facă. La un moment dat, omul alb poate nu o să mai vină și atunci ce se alege de ei? Chiar și drumurile. Ne uităm în Congo sau în alte țări în care nu au drumurile asfaltate și vedem în filmulețe cum se duc toți oamenii dintr-un sat să ajute să împingă mașinile respective. Crezi că dacă toți oamenii ar veni cu cât un sac de pietre și ar arunca pe drumul ăla normal și s-ar circula ok? Dar nu au niciun interes. Da, asta și e. Bine, până la urmă cu drumul e puțin mai complicat pentru că intră infrastructura țării și ține de administrație. Adică nu poți să te pui tu să faci drum cum vrei. Crede-mă că în Africa poți să faci cum vrei tu. Chiar și în România se mai face lucrul ăsta pe aici pe acolo. Dar când ai mașini blocate acolo, oricum ei vin cu sapa și tot sapă la drumul ăla, mută nămolul de pe stânga, pe dreapta și tot așa. Pentru că ăla este jobul lor până la urmă. Înțelegi? Doar le convine situație. La fel și cu școlile. Dacă lor nu le-ar convine că nu au școli, bărbații ăia pot să muncească. Nu e mare scofală să ridice o cocioabă acolo, că nu trebuie mult. În țările din Africa este cald tot timpul, nu trebuie să-i faci izolație termică. Deci nu trebuie foarte mult pentru asta. Problema este că ei nu consideră o prioritate lucrul ăsta. Și atunci dacă ei nu consideră o prioritate, noi venim și oferindu-le un ajutor, nu or să pună preț pe el. Tot acolo or să fie după ce se termină ajutorul. Crezi că ei nu evoluează deloc prin treaba asta? Or să evolueze, dar trebuie să evolueze organic, natural, nu forțat.
Din păcate, noi nu putem să-i învățăm. Putem, ei pot să ia un exemplu de la noi, dar trebuie să vină din interior. Ne putem uita și în Afganistan ce s-a întâmplat. S-au încercat tot felul de programe ca să-i sate. Au stat 20 de ani, s-au pompat banii acolo. Într-adevăr, a fost și corupție și altele. Dar țara ajunse tot acolo. Deci toți banii care s-au băgat în Afganistan au fost degeaba. Dar au armament. În prezent, au rămas cu armamentul. Dar americani. Au rămas, dar aici nu este vorba numai de armament. Este vorba de dezvoltarea țării, în general. Acum o să vedem. Africa de Est a avut și succes să-și facă anumite reforme, pentru că au avut guverne stabile. Africa nu este ca Europa, nu este ca Asia, nu există state-națiuni. Pentru că acolo discutăm de triburi. Inclusiv când mergeam la hotel, mi se dădea catastiful să-mi scriu numele tribu. Din ce trib faci parte? La tribu, puneam tribul București. Eram din tribul București. Deci acolo tribul este mai presus de țară. De fapt, noțiunea de țară este ceva nou pentru africani. Ei trebuie, în primul rând, să-și vadă, să se înființeze țările cu guverne stabile, și aici mă refer mai ales în vestul Africii, și pe urmă oamenii trebuie să conștientizeze că trebuie să lucreze unul cu altul. Lucrul ăsta nu poate să vină din exterior. Trebuie ei să ajungă să-și dorească acest lucru. Știu, dar dacă ei nu au educație, cum poate să ajungă? Adică mulți din ei n-au educație. Europenii? Cei care au educație fug din Africa, ba în America, ba în Europa, fug de acolo. Din păcate, acum nici europenii nu s-au născut educați. Și educația modernă, o discutam din ultimii 200 de ani. La fel, europenii și-au dat ei seama că merită să faci școli, să fii educat. La fel și Africa trebuie să ajungă la fel, în aceeași concluzie. Acum, Africa a făcut progrese foarte mari, dacă nu uităm, în ultimul timp. O parte din țări au reușit să devină stabile, infrastructura rutieră, să zicem, sau feroviară a avut îmbunătățiri mari. Acum urmează să se facă și infrastructura de învățământ, dar o să vină de la ei. Noi nu putem să o afectăm prea mult. Da, așa e. Este de complicat. Da. Oriceea ce încercăm să facem, cu oricât de bune intenții, are și repercursiuni. Repercursiunea cea mai gravă este că pe cel care ajezi va avea pretenția întotdeauna să-l ajuți. Și când vei opri ajutorul, atunci tu vei fi ăla rău, o să uite că tu l-ai ajutat tot timpul. Nu. Acum nu mai vrei să-l mai ajuți. Și totuși, scopul unui ajutor este ca oamenii, la un moment dat, să fie pe cont propriu. Iar dacă tu ajuți continuu, nu or să poată să fie niciodată pe cont propriu. Da, dar dacă te gândești că, na, franțuzoii au fost peste ei acolo, na, e o obligație în prezent să îi ajute, că europenii sunt obligați cumva să îi ajute, pentru că au fost peste ei, nu? În fine, europenii, dacă ne gândim, singurii care au ceva datorii sunt cei care au avut colonii. Sunt belgienii, sunt francezii, sunt englezii. România, din punctul ăsta de vedere, noi nu am avut colonii, nu am făcut lucruri rele față de alte popoare. Și ca majoritatea țărilor din Estul Europei sunt la fel. Așa că, știi, de multe ori când am văzut, domne, că unii africani zic că eu am dreptul să te suprataxez, că și tu te-ai folosit de noi în trecut. Da, noi suntem din România, nu toate țările din Europa sunt la fel. Știi, e o generalizare. Cum poți să zici, mai ales acum, cum sunt mișcările astea cu Black Lives Matter și nu știu ce, că există rasism. Dar rasismul merge în ambele părți, ca să mă exprim așa. Da, uite, de părerea asta am fost și eu, dar am întâlnit o fată care studiază problema rasismului. Mi-a dat câteva cărți să citesc despre rasism și e vorba despre rasismul instituțional în toată treaba asta. În America se poate simți mult mai... În America, clar, există chestia asta. Da. În Africa de Sud, cu siguranță, există rasism. Uite, în țări ca Tanzania, te duce acolo, omul zice, bă, tu ești muzungu, adică ești alb, și eu sunt negru. Deci cuvântul negru nu are nicio repercursiune negativă acolo. Exact. Inclusiv, zic, domnule, negru de pe steagul nostru, sunt oamenii care sunt negri. Deci nu există chestia asta. Și nici în România nu pot să zicem că suntem o țară rasistă. Da,
bine. De fapt, eu le ziceam tuturor africanii, doamne, dacă vin în România, cu siguranță o să ai 10 prieteni și ajung la emisiunea la TV. Dar să știți că ne-aș avut un prieten din Elveția și a vizitat acum câțiva ani în România. Și a avut o părere super prostă despre România și mi-a spus că s-a simțit cam dubios pentru că suntem cam rasiști. Adică au fost oameni care s-au luat de aia pe stradă, au fost oameni care au privit într-un fel, arătau cu degetul că e altfel. Deci acum depinde din ce punct de vedere ne uităm. Depinde de fiecare om ce fel de imagine proiectează, pentru că fiecare poate să vină cu ceva preconceput de acasă și să găsesc acel lucru negativ. Totuși, dacă ne uităm în România, noi am dat burse la foarte mulți arabi, inclusiv acum în Iran, am întâlnit oameni care au avut bursă în România. Deci, de punctul ăsta... venit cu medicina și cu... Am avut din Sudan, am avut din Congo, fostul Zair. Deci, România a avut foarte multe legături și a ajutat foarte mulți oameni din diverse țări, de diverse culori. Și nu cred că cineva, în momentul de față, vine și are o impresie negativă. Cunosc dentiști în România care profesează de origine iraniană și au o groază de clienți români. Cunosc un iordanian care și-a deschis o firmă de internet lângă Ploiești. Și la fel, toată lumea zic că arabul, dar este foarte respectat în zonă și a făcut și niște sere. Deci nu cred că românii sunt un popor chiar atât de rasist. În schimb, rasismul vedem față de români în țările din vestul Europei, chiar dacă sunt politicoși cu noi, tot vina că am fost în București, că n-am știu cum puteți voi să trăiți acolo, sau că ce țară, sau diverse chestii auzite, chiar și acum este la modă cu intrarea României în Schengen și putem să vedem ce, cum suntem văzuți în afară, deși Schengenul, până la urmă, dacă stăm să ne uităm foarte bine, este legat după niște criterii tehnice, care România le îndeplinește și le recunosc toți, dar ei încearcă să schimbe jocul. Hai să nu mai fie la tehnice, să mai venim cu reguli noi, deși... Bine, aici este o mare problemă, pentru că e problema autorităților. Nu? Că nu cer anumite drepturi pe care noi le avem. În fine, cred că autoritățile noi au cerut, dar noi am acceptat ca să ni se pună condiții suplimentare. Eu văd în felul următor, în momentul în care, să zicem, mai am un contract cu cineva, doamne, dacă scrie acolo că tu trebuie, știu și eu, să alergi 100 de metri și eu îți dau 100 de lei, trebuie respectat. Nu, urmă să zic că nu, domne, nu, că alergi 100 de metri, dar trebuie să faci și 10 sărituri după. Nu. Păi, și cine trebuie să fie din păcate, la răspundere? Din păcate, România e o țară care nu are atât de mare putere în Europa și chiar și împreună cu frații bulgari nu avem un cuvânt foarte important de spus, dar eu încercam aici să... N-am soluție la problema asta, dacă asta mă întrebi. Însă aici încercam să arăt că de obicei vesticii sunt mai degrabă rasiști, nu noi. Pentru că în România, de bine, de rău, pragul de infracționalitate este mult redus față de vestul Europei. Chiar de una zi am văzut un... Asta clar. Da, am văzut un cetățean, nu știu, era din Chile și era în Praga și a furat motocicleta. În Marea Britanie, dacă intri pe grupuri de discuție, să vezi motociclete furate pe bandă rulantă. Asta zic pentru că sunt în domeniul cu motocicletele. În România, de bine, de rău, nu prea se fură. Nu se fură la modul ăsta, că avem și noi găinarii, nu știu, altă treabă. Nu o să auzi în România că a venit și ți-a luat jucularea că nu ai vrut să dai bani. Deci România, din punctul ăsta de vedere, este o țară sigură și orice străin vine aici, nu cred că riscă să fie omorât. Asta clar. Plus că nu avem super multe incidente provocate de arme cu foc. Da. Adică, cred că e rata cea mai mică din Europa pe arme de foc. Uite, chiar și acum suntem în Ferentariu. Da. Ferentariu, care se zice că este una dintre cele mai rău famate cartiere în București. Poți să te duci foarte bine să te plimbi pe toate străzile din Ferentariu la ora asta și nu o să vină nimeni să te omoare, nu o să vină nimeni să te jefuiesc. Clar. Da, nu, ne-am dezvoltat ok. Da, pe când în Franța am avut un prieten, s-a dus cu bicicleta și era în Marsilia și a zis poliția, noi îți recomandăm să te întorci pentru că nu putem să îți asigurăm asistență dacă mergi înainte și e foarte periculos. Da, sunt zone foarte periculoase, mai ales în... Da. Au cartiere super periculoase.
Da, ce-i drept... Fine, deci asta e o problemă. Românii de obicei își văd țara destul de negativ, dar noi trebuie să vedem că avem și foarte multe puncte forte. În România totul se poate trăi o viață relaxată. Avem și noi regulile noastre, dar nu sunt impuse cu pumnul. Uite, să-ți dau un exemplu. În Germania, dacă vrei să te duci, te plimbi cu motocicleta sau cu bicicleta, pe teren accidentat, n-ai voie. Drum forestier, n-ai voie. Sună imediat rangerul de acolo la poliție și te ia pe sus, să-ți dă amendă. Deci, practic, ești legat numai de asfalt. Și poate asta sună frumos pentru unii, dar îți intră puțin și la libertățile personale. Pentru că omul n-a fost făcut să stea numai în oraș și numai pe asfalt. Mai nevoie și de puțină natură. Clar. Și hai să zicem, motocicleta înțelegem că poluează, dar cu bicicleta aceea. Și sunt unele persoane care nu mai pot decât cu bicicleta, e ușor. Bine, acum și care e treaba, că sunt și foarte mulți bicicliști cocalari. Bine, cocalari cu cuvântul... Cocalari, cuvântul slang. Nu cuvântul de bază, ce înseamnă oricum, cocalari. Oricum, trebuie să vezi că îmi pui niște reguli de genul ăsta, chiar și cu cocalari, chiar și care fac... Aruncă gunoi în natură. Fac mizerie peste tot unde merg. Sunt și la noi, dar dacă ne uităm totuși, avem și zone cu gunoi, dar nu sunt chiar atât de împuțiți munții, nu sunt chiar atât de împuțite străzile. Deci se poate și așa. Pe de altă parte, dacă tu interziști total, cred că este un impact mai negativ asupra societății umane decât riscul de a avea gunoi pe aici, pe acolo. Da, corect. Bine, până am pus să... Noi trebuie... Informezi bine. Trebuie să ai regulile de așa natură încât să ai o societate cât mai corectă, dar... Până să ajungi să depășești pragul acela de normalitate, ca să zic așa. Pentru că la un moment dat o să ne dăm seama, ok, avem o societate super civilizată cu 1000 de reguli, dar nu mai putem să mai facem nimic. Avem nevoie de partea asta, de individualism a fiecăruia, să putem și noi să explorăm, să avem o parte de o mică aventură aproape de casă, să zic așa. Nu cum fac acum germanii care vor să iasă în natură cu motocicleta, vin foarte mulți în România. Vara să se plimbe la noi, pentru că ei mai bine, cu atât mai bine. Ne crește turismul și cu atât mai bine, să vină toți în partea asta. Și aici ai cu dus și întors, pentru că până la urmă există și o logică a interzicerii motocicletelor. Că totuși, te duci în păduri, poate mai și poluează, mai... Nu este chiar atât de ok să ai, știu și 100 de motociclete să-ți meargă pe o potecă. Dacă o să vină toți din Europa la noi, cu siguranță nu o să fie ok. Adică, pe poteca în spatele casei să fie autostradă de motociclete. Vezi? După aia adoptăm și noi regula asta. Da, asta e o problemă, pentru că cei care sunt din România, pentru noi este suficient și cu siguranță n-am deranjat pe nimeni. Dar dacă o să vină foarte mulți, acum ne putem uita și la faptul că există TETU, Trans-Euro 3, care practic sunt niște hărți care le împart toți cu trasee de motociclete. Din păcate, traseele astea sunt foarte mișto, pentru că îți dă o direcție pe unde poți să mergi, nu știu ce, dar pe acolo o să ai o groază de motociclete și la un moment dat o să deranjeze. Și când deranjează prea mult, o să apară și reguli care o să supere și pe cei care nu ar fi supărat în mod normal. Să se interzică și așa mai departe. Atunci, mai bun mijloc de transport ar fi bicicleta. Da, dar uite, în Italia s-a interzis bicicletele. Acum, de curând, nu mai voi cu bicicleta pe munte. Wow. Da. Și până la urmă suntem cea mai liberă țară, dacă te gândești și când mergem la munce, parcul natural la noi e gratuit. Ai văzut în Africa peste tot parcul natural, să te plimbi prin natură, te costă bani. Da. Și la noi vezi ligionă, la noi le vezi pe marginea drumului, vine ursul la tine. Da. În Africa doar în rezervații mai vezi leu. Da, păi. Dacă apare un leu, l-au capturat imediat și l-au băgat în... Vacina. Parcul natural. Ai văzut, sau n-ai apucat să vezi, în partea de mai de sud Africii, o să găsești salam sau cârnați care zice acolo, conținut de carne, game, dar game înseamnă vânat la ei. Deci cine știe ce fel de animal îți bagă? Game drive. Poate să fie orice. Poate să fie, nu știu, elefant, poate să fie antilopă, poate să fie orice, dacă zice game. Bine, dar sunt să ne gândim așa și în partea asta de... Egipt și mănâncă camile. Camila se mănâncă. Da, și am văzut, da. N-am încercat. De fapt, o singură dată am încercat, dar nu știu dacă era camila sau era o vită foarte proastă. Știu că era ca și gumă amestecată. N-am vrut să știu exact ce am mâncat atunci. Unde crezi că a fost cea mai bună mâncare?
cea mai bună mâncare în Turcia. Turcia, da. Ia poate de casă, au mâncare variată, folosesc foarte mult legume și carne și tot. Au iaurt bun, au brânză foarte bună, deci... Și cel mai bine când mergi în Turcia, mergi și mea cu supa de linte, care este genială. Bine, și Marocul nu s-a căpit? Marocul nu are mâncarea chiar atât de rafinată ca cea turcească. Dau condimentele mai bune. Or avea, dar mâncarea nu e atât de variată. Cum ai terminat tripul din Africa pe bicicletă? De unde te-ai întors? Tur am terminat în Cape Town. Ok. Și acolo am dezasamblat bicicleta, am pus-o într-o cutie de carton și m-am întors cu avionul până în București. Zbor direct? Zborul a fost cu escala în Istanbul. Ah, ok. Da. A durat vreo 12 ore, a fost dita mai zborul. Dar, practic, tot ceea ce am pedalat eu 7 luni de zile, 12 ore. O trecută, parcă m-am teleportat. Cum e cu canalul de YouTube pe care l-ai? Este personal. Tot ceea ce pun acolo este făcut, în principal pentru mine, dar împart și cu altă lume care vrea să se uite la ceea ce am făcut eu. Oricum, încerc pe cât posibil să fac material cât mai frumos și cât mai puțin plictisitor, tocmai pentru că din când în când mai îmi place să revin asupra unor imagini, să mai revăd ceea ce am trăit. Și, sincer, nu am răbdare să mor la un clip întreg de GoPro, să zicem. Prefer să văd tot la fel un montaj. Nu te-ai gândit să duci în daily vlog sau pe călătorești să încerci să uzi materialul zilnic sau la două zile, cel târziu? Acum ce să zic, eu călătoria o văd ca pe o rupere de cotidian. Adică prefer să am și o pauză din când în când, când sunt... Am muncit suficient, vreau o lună, două, trei, asta este, mă duc să mă plimb ca să mă relaxez. În momentul în care tu începi să-ți pui un preț pe vise și începi să monetizezi lucrul acesta, nu o să mai faci neapărat din plăcere. Păi, o să fie o plăcere la început, pentru că te plimbi totuși. Dar o să devină un job. O să fii, trebuie să mergi cu camera peste tot legat de gât. Vrei, nu vrei, trebuie să filmezi. Poate câteodată să și exagerezi anumite lucruri. Și asta, practic, tu, chiar dacă îți dai demisia de la job, tu tot o să ai un job în continuare, dar jobul tău o să fie de vlogger. Vrei, nu vrei, trebuie să călătorești ca să-ți vină banii de... Așa că mai bine, într-un fel, muncești de acasă, îți pui deoparte și, pe urmă, te duci și faci ceea ce vrei și cum vrei, fără să fii grăbit de nimeni, fără să ai niciun fel de obligație. Bine, asta mă referam că neapărat trebuie să faci vlog doar pentru... Bănei, adică să-l faci, probabil plăcerea ta, să încerc, poți să-ți placă să editezi, să urci materiale, să te... Ca să scoți materialul o dată pe săptămână, nu mai e plăcere. Pentru că, oricum, când ești pe drum, ai văzut că este foarte greu ca să îți organizezi totul. De multe ori, când ajungi seara la hotel sau la cort, ești prea obosit ca să mai ai timp de mare. Poate ai să zice, mai prelucrezi o poză, două, trei, dar ca să faci un montaj de calitate, îți consumă mult timp. Și asta înseamnă, trebuie să aloci, știu și eu, poate dacă vrei să scoți material o dată la o săptămână, 6 zile le călătorești și cel puțin o zi sau două stai să montezi materialul respectiv. Asta deja mie îmi suna job, nu mai suna plăcere. Bine, acum că tu ai jobul tău, n-ai vrea încă un job în plus. Dacă n-ai avea jobul tău, ai putea să faci asta, adică... Oricum, este greu să ajungi acolo și e multă muncă. Pe lângă ceea ce faci pe... Sau mai e variante că poți să faci ceva super mișto și să n-ai urmăritori prea mulți, sau... Adică nu neapărat... Până totul este un job de PR, până la urmă. Acum depinde fiecare cât vrea să-l întindă și cât să se ducă. Eu, pentru că am mers de la un hobby, nu am forțat acest domeniu. Și efectiv am pus cât m-am simțit eu confortabil, cât mi-a plăcut să împar cu altă lume și atâta tot. Tu acum ai urcat ceva din tripul din Iran? Da, am pus primul episod, ca să le zic așa, pentru că e moda cu episoade pe YouTube. Primul episod. Practic l-am împărțit în diverse secvențe, cum le-am simțit eu, și asta mai ales pentru că mi-e ușor cum le prelucrez, pentru că altfel ca să faci totul cap-coadă, multă muncă și la un moment dat te pierzi. Și așa lucrez pe secvențe, pe 10 minute, 10-15 minute, cam acolo. Am pus primul episod,
urmează să le scot și pe celelalte. Deja următoarele două sunt prelucrate, două astea să le ridic. Deci, cât ai călătorit, nu ai urcat nimic, nu? Decât foto. Pe video nu. Pentru că video e dificil de prelucrat. Nu poți să scoți ceva calitativ, ceva frumos, de care să fii tu însuți mulțumit de tine și să faci pe drum. Decât dacă îți arunci, domnule, astea două zile stau și muncesc aici. Dar eu m-am dus să călătoresc de plăcere, nu de business. Clar. Și dacă ai avea posibilitatea să urci canalul, crezi că ai putea să renunți la munca ta și să te-ai pus să faci vlog? Mai... Cred că pentru vlog se cere altceva decât ceea ce sunt eu dispus să ofer. Ce crezi că se cere? Foarte mulți călători încearcă să susțină nu numai din vizualizări, ci și prin donații, pe care eu le consider ușor imorale. Da, astea e o porcărie și eu sunt de acord cu tine aici. Și fără... E o porcărie. Da, fără... Să călătorești, trebuie să călătorești că vrei tu. Și că îți place și că poți să faci asta. Adică să te susții singur, să poți să faci ceva. Adică nu să începi cu cerșeala, că vrei tu să mergi nu știu unde. Din tot ceea ce am înțeles, fără donații este greu ca să ajungi până în pragul în care YouTube îți va oferi suficienți bani ca să te autosusții într-o călătorie. Și atunci este un cerc vicios. Nu poți să ajungi acolo fără asta, dar nici nu vrei să ajungi acolo. Pentru că nu ești dispus să faci pasul cu donațiile. Sau cu sponsorizări. Dar până ajungi la sponsorizări, la fel. Și aia este un fel de chestie la limita moralității și... Bine, acum dacă îi faci o, cumva așa cu bun simț, decât să ai acolo, nu știu, niște... Să ai PayPal pus, dar tu să nu zici, am PayPal, donați-mi, vă rog, că vreau să merg nu știu unde, sau să ai câteva adrese de cripto sau ceva, dacă se găsește cineva și vrea să doneze, asta nu cred că ar fi așa la așa. La capitolul acesta, eu sunt împotriva a oferi ajutor cuiva, pentru că în final nu este un ajutor pentru acea persoană. Dar totuși sunt anumite situații care le consideră morale, și anume, când viața unei persoane este pusă în pericol și singurul ajutor prin care poți cu o donație sau cu un ajutor financiar să-i salvezi viața, omul ăla nu are ce să învețe altceva dacă a murit. Și atunci, și atunci este o cauză nobilă. Cum poți tu, un om în toată firea, și care e capabil să muncească, capabil să se plimbe, că până la urmă este plimbat un vis al tău, să spui acolo, donați-mi. Pentru ce donați? De ce să îmi donezi cuiva care, știu și eu, are un copil bolnav de cancer care ar putea să-și ducă o viață ulterioară? Corect. Și atunci mi se pare imoral lucrul ăsta. Crezi că mai simplu ar fi să încep să vinzi ceva ca să poți să... Să zicem, n-ai bani, n-ai deloc bani, dar visul tău e să călătorești. Unde zic că sunt oameni din România care își doresc să călătorească și poate n-au bani și poate fac cerșeala asta să călătorească. Adică știu clar că ei nu pot atinge acel punct încât să călătorească. Trebuie să definim modul în care vor să călătorească, pentru că cei mai mulți nu au bani să călătorească așa cum ar vrea ei să călătorească. Asta clar, pentru că... Pentru că eu, uite, am întâlnit un grec în Africa. El avea clar bugetul 5 euro pe zi. 5 euro pe zi înseamnă vreo să mă 150 de euro pe lună. Nu e o sumă mare, cred că foarte mulți români își pot permite să pună banii ăștia deoparte pentru cel puțin un an de zile. Că așteptam într-un an de zile mai puțin de 2000 de euro. Deci clar. Nu cred că este problema de bani. Problema este câți ar fi dispuși să stea zi de zi la cort, să se gândească ceea ce mănâncă, pentru că e prea scump dacă își cumpără altceva, poate e prea scump să-și cumpere chiar și apă, să zicem, la un moment dat. Deci oamenii vor să călătorească la lux. Ok, pentru lux trebuie să muncești, trebuie să faci ceva. Dacă ești dispus să renunți la confortul tău, poți să mergi oricât. M-am întâlnit la fel cu un italian, era cu o bicicletă pe care știu și eu pot să o cumpăr la noi cu 50 de lei de pe OLX, ultima bicicletă posibilă. Omul în șlapi, totul rup și jerpenit pe el, el vrea să ajungă în India. Nu-i trebuie mulți bani pentru chestia asta. Da, asta e clar. Mai ales că, până la urmă, ca un adevărat călător, tot timpul când călătorești, parcă ți se deschid portițe, adică vin unii, te ajută cu mâncare, vin unii, te ajută cu apă, adică e energia asta pe care o dai și la oameni și o primești și înapoi ca să ceri tu ceva.
Ai văzut că și ție ți-au dat și mâncare și apă, fără să le cer tu ceva. Exact. Oricum, aici trebuie iarăși o problemă, știi, că s-a format un nou termen acum, ca backpacker. În loc de backpacker, sunt backpacker. Foarte mulți care se duc în Asia, fără bani, au pretenție oamenii să-i ajute, se duc, încep și zdrângănesc la o chitară prin o stație de metro și cu ajutați-mă că eu îmi trăiesc visul și vreau să călătoresc și eu merit. Deși aici este, trebuie întins totul până la un punct. Bine, acum, dacă există vreun om care e pasionat de călătorie, poți să facă super simplu. Work and travel. Sunt diferite aplicații, îi ajut pe oameni, nu știu, renovează casa, te duci, renovezi cu ei, fac prin grădină, nu știu ce, aia îți oferă mâncare gratuită, cazare. Unii îți mai dau și niște bani de drum. Deci, la urmă, poți să călătorești. Și așa de poți să călătorești, dar la fel, trebuie să te gândești. Când faci orică întreabă, în principiu, o să te duci să faci niște munci de calitate inferioară, adică munci necalificate. Cu siguranță. Oare nu-i mai bine să muncești munca pe care ai fost antrenat și pe care ești mai plătit în România, să spui bani deoparte și pe urmă să călătorești? Bine, doar o întrebare retorică, așa e. Ce să te duci să speri de ce ori când poți să faci muncă la birou în România și pe urmă și să călătorești cât poți, cât poți să-ți întinzi plapuma, nu să depășești pragul respectiv. Păi uite, de exemplu, eu îmi pun în situația mea, mie mai mult îmi convine să călătoresc și să muncesc, dacă ar fi așa prin lume, pentru că mi-e place mai mult să călătoresc decât să stau pe loc în București sau în România, să muncesc aici și să-mi strâng bani să fac asta, adică mai mult îmi convine stilul ăsta așa. Depinde acum de fiecare om cum își alege stilul, știi? Adică timpul pe care îl consumi aici s-ar putea să schimbe mentalitatea și s-ar putea să nu mai ajungi pe drum ăla. Depinde de fiecare aici, așa se alegerea fiecare. Oricum, e un lucru de pus în lumina reflectorilor, că în anumite țări nu poți să faci orice întrebă. Adică în foarte multe țări din Africa nu prea există lucrul ăsta. Poate doar atâta să faci voluntariat pe aici, pe acolo, dar la voluntariatul ăla nu o să te plătească nimeni. Poate doar să-ți dea un loc unde să dormi și atâta tot. Da. Dar uite, mai sunt, au fost câțiva români care au făcut voluntariat și au stat luni bune prin Africa. Da. Gândește-te, venit din România de aici. Ești undeva într-un sat, hai să zic că nu ești din București, nu ești din Cluj, nu ești din Timișoara, nu ești din Iași, nu ești din niciun oraș mare. Și tu ești într-un sat, undeva departe. N-ai multe posibilități și vrei să călătorești. Și până la urmă vrei să faci un voluntariat. Da, dar voluntariatul respectiv nu o să-ți plătească biletul de avion până acolo. Nu. Asta o să-ți dea poate un loc unde să dormi. O să-ți dea poate ceva de mâncare și cam atâta. Nu prea n-o să fii plătit pentru că sunt o groază din vestul Europei care acceptă lucrul ăsta pe care ei se duc din, poate din pasiune, poate chiar cred în voluntariatul ăla și nu ca să fie renumerat financiar. Și atunci eu nu cred că te poți duce tu în Africa să faci bani neapărat din voluntariat. Decât poate în cazuri excepționale, să zic așa. Păi aici nu e vorba de făcut bani, e vorba că călătorești gratis, până la urmă. Păi nu călătorești gratis, pentru că cei mai mulți oameni, aici revenim din nou la confortul personal, cei mai mulți oameni nu o să se mulțumească cu o cameră, probabil cu condiții nu cele mai bune, pentru că în Africa, oricum, nici la hotel, dacă să plătești, n-ai cele mai bune condiții, dar aici, probabil poți să-ți dea undeva, într-o ghiretă de paie, de nu știu ce, deci nu o să ai foarte mult confort propriu. Mâncarea, probabil, o să fie îți place bine, nu-ți place ce faci, adică tot o să ai nevoie de niște bani și tot ai nevoie să vii de undeva cu banii ăia. Și cu banii ăia nu poți să vii decât de acasă. Bine, acum dacă mai ai și vicii, țigări, alcool sau diferite vicii ascunse, o să te costezi super mult. Da, la fel când călătorești, într-un fel trebuie să te și simți bine, doar să te duci să fii acolo, să te chinui. În fine, acum sunt oameni și oameni, deci depinde pentru fiecare care este confortul la care poate să accepte să trăiască. Te-ai gândit vreodată să renunți la tot și doar să călătorești? E greu să faci lucrul ăsta, pentru că renunți la tot, călătorești o perioadă, dar la un moment dat o să ți se termine resursele. Decât dacă ai vreo 70 de ani, atunci e vin tot și călătorești. S-ar putea să se ajungă, dar la modul ăsta și când se termină resursele, pe urmă ai nașpa, când te-ai învățat să călătorești și ce faci pe urmă?
că nu mai e nimic. Uite la început. De unde? Nu mai ești tinerețe. Că, știi, băi, de la început când ești mai tânăr. Dacă îmi dai 50-60 de ani, mai e greu. Te apuci de bloc? Începi să cerșești? La fel și la... Dați like-uri, dați subscribe, dați... Sunt foarte puțin vloggeri de 60 de ani pe care eu am ales. Dați pe Revolut, dați pe Paypal, dați pe... Da. Trebuie să există o soluție. Practic există, dar acum, din păcate, nu o avem noi. Și... Tot timpul, nu știu, eu sunt de părere că la un călător tot timpul apare o soluție pe care el nu știe, dar sigur cineva vine și o zice și poate călători mai departe. Bine, eu asta merg și moto, doar ori provaiți, dar la fel, nu trebuie întins până peste cât se poate. La un moment dat, totul are un sfârșit, nimic nu este veșnic. Chiar și omul. Cu siguranță. Adică, asta... practic, singura certitudine noastră este că toții vom muri la un moment dat. Nu știi că trăiești, ești ca o bombă cu efect întârziat, nu știi când explodează. Bine, eu acum sunt de părere, prefer să călătoresc cât îmi permit. Să mă chinui, adică e o prioritate pentru mine a călătorii, dar ați fi mai și pe mine. Mamelor din lume. Da, mamelor. Nu mi-e nicio ce erau în metrou. A, apropo, acum știi cum e moda? Știi că foarte mulți oameni sunt plini de ei, că vine, știți că ce frumoasă sunteți, sau ce domn elegant și pormă, ajutați-mă și pe mine. Nu știu, mai simplu mi se pare... Trebuie ceva frumos. Clar. Dar nu... Sau să vină să te mânghie, vine unul micu și te mânghie, așa. Cred că mai simplu e să începi să vinzi ceva, decât să cerșești bani, nu? Adică să ai ceva de vânzare. Nu? În fine, dacă toată lumea știe ce să vândă, cu toți am fi miliardari. Da. Nu știu, fotografii. Să vinzi fotografii. Chiar și fotografii. Trebuie să ai. La fel, dacă se puteau face bani și ori din fotografii, toți eram fotografii acum. Da, trebuie să excelezi într-un capitol, să găsești care este capitolul în care excelezi și ăla să exploatezi. Cum te găsești cu oamenii pe YouTube? Dacă scriu Bike in Africa, ajung la mine. Bike in Africa. Site-ul mai e? Site-ul la mine, bikeinafrica.com. Bun. El a fost Bogdan Marcu, urmăriți-l pe YouTube, pentru că face niște filmulețe mega mișto, are un material super bun și aveți ce să învățați până la urmă. Da, mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost mulțumim o plăcere să vorbim și, de ce nu, și data viitoare. Mulțumim! Și mult succes în următoarele aventuri. La fel, unde am pus paharul? Eu l-am aici. Se pus rușul. Aici? Da. Ia. Da. Hai, mă. Da. Mă rog, cheers! Da.